Să-l ascultăm pe Florin Câțu, vorbește la sediul PNL. Încercăm să deblocăm aceste negocieri. Domnule premier, aseară în ședință mai mulți lideri au deschis subiectul flexibilizării mandatului numelui de premier. De ce nu s-a supus la vot această solicitare? Ne-am votat premier PNL. Nu am spus niciun nume. Mai mult atât decât ce să flexibilizăm. Ne-am spus foarte clar, premier PNL. Vom vedea care o să fie premierul PNL, dar nu s-a supus niciun nume aseară la vot. A cerut deci domnul Boc să se flexibilizeze acest mandat? Da, dar n-am înțeles care era scopul, pentru că până la urmă ne-a spus premier PNL. Asta este discuția. Dar în același timp dumneavoastră spuneți că PNL are o decizie, anume ca dumneavoastră, președintele partidului, să fie propunerea de premier. Având în vedere că PSD nu e de acord cu această variantă, nu era flexibilizarea mandatului o variantă de luat în calcul? Să știți că PNL are o decizie în Consiliul Național să nu facă guvernare cu PSD-ul. Și astăzi facem negocieri cu ei pentru a avea o viitoare guvernare. Domnule Câș... Da, Marcel Ciolacu a spus în această dimineață că ar trebui să renunțați la ideea de a fi premier. Până la urmă, nu despre asta. Întrucât cei de la Partidul Social Democrat au votat acea moțiune de cezură pentru a da jos guvernul. Am auzit și eu acest argument. Mi se pare bizar, pentru că, în primul rând, o moțiune de cenzură împotriva unei singure persoane neconstituțională. Și atunci ce ar fi vorba, eu cred, înseamnă că cei de la PSD vor ca niciunul din membrii guvernului să fie în viitorul guvern, că nu prea înțeleg cum vin lucrurile astea. Dar am auzit acel argument. Mi se pare că ne ducem într-o direcție greșită când vorbim despre persoană, pentru că eu nu vreau ca după această declarație să vin în Partidul Național Liberal și pe aceea să înceapă colegii mei să spună X, Y, Z de la PSD nu poate să fie în guvern. Până la urmă, noi suntem partidul care am venit și am flexibilizat. Eu am flexibilizat acest mandat la început. Am avut o altă propunere de premier. Noi am înțeles. Vrem să mergem mai departe. Până la urmă, vom vedea care e decizia finală. Înțeleg totuși că la Partidul Social Democrat, nu știu dacă s-a luat decizia despre rotativă și dacă o să fie primii ei, dacă vor să fie primii sau nu. Aici nu știu exact. S-a luat această decizie rotativă și vor să fie primii, iar astăzi acum atunci să fie validat că... pentru funcția de premier, propunerea PSD, Marcel Ciolacu. Deci președintele partidului. Exact. Sper să treacă și la noi atunci, nu știu. Dar dumneavoastră... Păi și cum veți trece de această situație? Ce veți face în acest caz? Pentru că în vexul de aseară ați decis că dumneavoastră să fiți varianta de premier și PNL să fie prima propunere. Haideți să repetăm decizia. În vexul de aseară s-a decis ca Partidul Național Liberal să fie de acord cu un sistem al premierilor prin rotație cu primul premier de la PNL. Altceva nu s-a decis. Deci haideți să nu... Dar dumneavoastră ați avea câteva nume de la PSD pe care nu le-ați accepta ca premier? Vă dați seama că e o listă întreagă de persoane care nu le-au acceptat. Nu numai eu, e vorba de români. Eu cred că sunt foarte mulți români care au venit cu o listă întreagă, dar nu despre asta este vorba. Și așa am spus de fiecare dată și când discutam și cu cei de la USR, că dacă vorbim despre persoane, după aceea intrăm într-o discuție care nu are sens. În același timp, vedeți, am și alți colegi care spun dacă nu o să fie președinte partidului, după aceea ce facem cu USR? Aici sunt tot fel de discuții. Nu vreau să intrăm în asta, vreau să deblocăm situația, vreau să avem un guvern cât mai repede. Trebuie să ne întâlnim astăzi, să vedem care este soluția de compromis. Partidul Național Liberal a făcut un compromis când a zis că merge în direcția PSD, va face o coaliție de guvernare cu PSD. Cred că am colegi în partid care vor să mai facem câteva compromisuri, doar să mergem mai departe. Dar dumneavoastră personal, pentru a nu bloca negocierile, ați fi dispus să mergeți la Palatul Cotroceni cu un alt nume de premier liberal pentru un viitor guvern PNL-PSD-UDMR? Da. Noi avem o decizie foarte clară, un premier PNL în prima fază. Vom vedea în partid care este acel premier. Dar, bineînțeles, i-am spus, am văzut că sunt colegi de la Partidul Național Liberal care sunt ok ca premierul să fie desemnat de alte partide. E bizar, dar asta este. Din punctul dumneavoastră de vedere, cât de repede vom avea un guvern, o înțelegere cu socialdemocrații? Nu mai sunt multe lucruri de agreat. Este clar că în acest moment trebuie să discutăm despre premier, pentru că programul de guvernare este aproape gata și ar fi bine ca premierul să știe ce program de guvernare are și să-și pună și amprenta. Până la urmă, premierul care o să fie să-și pună amprenta asupra programului de guvernare este foarte important. Referitor la programul de guvernare, aseară ați discutat în această ședință despre majorarea pensiilor. Ați înaintat cifre 5-8%, între 5-8% pentru majorare. PSD nu ar fi de acord cu această variantă. 5% spuneau că nu e nici măcar rata inflației pe anul acesta. Ați putea trece de acest prag de 8%? Nu este vorba despre de ce trec eu sau ce vrea partidul.
Este vorba despre ce este sustenabil în România, pentru că noi am preluat guvernarea în 2019 cu foarte multe dezechilibre. Le-am corectat și am arătat că pot să guvernez o economie și să ai rezultate bune și făcând lucrurile transparent, predictibil. Acum revenim la acel sistem de a crește din pix sau de a lua decizii din pix fără să ne venim la sustenabilitatea sistemului de pensii, de salarii și așa mai departe. Totul este despre ce putem să facem ca să nu dezechilibrăm economia. Până la urmă, toți vrem să creștem pensiile cu 30, 40, 50%. Nu a spus că este prea mult. Care ar fi sustenabil? A spus că ar fi 17 miliarde de deficit bugetar. Care ar fi maximul pe care l-ați putea acorda din punctul de vedere al Partidului Național Liberal? Există un calendar care este deja agreat cu Comisia Europeană de dinamică de creștere a pensiilor. Este în procedura de deficit excesiv, este agreat acel calendar. Dacă vrem să deviem de la acel calendar, trebuie să ne gândim că trebuie să rămânem în cei parametri ai deficitului. Deci dacă vom merge cu o creștere într-o parte, trebuie să luăm din altă parte. Deci nu se poate altfel. Tot cu privire la plata pensiilor și a salariilor, spunea ieri Dan Vâlceanu că a trimis o circulară către toate ministerele, astfel încât banii necheltuiți să fie trecuți în fondul de rezervă și în cazul în care nu vom avea o rectificare bugetară, iată din acești bani să fie plătite pensiile și salariile. Sunt bani de pensii și salarii. E cazul ca în luna decembrie românii să-și facă probleme. Și nu este cazul. Eu vă spun că nu este cazul. Nu o să fie ca în 2018 când s-au plătit pensiile în primele zile din ianuarie. Nu. Se vor fi plătit la timp. După ce am încheiat discuțiile pe programul de guvernare, va avea loc o discuție și cu președintele Klaus Iohannis? Bineînțeles, până la urmă, știm foarte clar, atributul președintelui este acela de a desemna premier. Ați spus toți trei, atât dumneavoastră cât și Marcel Ciolacu, dar și Chelemen Cunor, că ar trebui să mergeți cu o singură propunere. Credeți în momentul de față, având în vedere pozițiile diferite ale PNL și PSD, mă refer faptul că ambele partide vor premierul prima dată, că veți merge cu o propunere comună? Sunt sigur că altfel nu putem să mergem mai departe. În momentul când vom avea o soluție, vom merge cu o propunere comună. Consultați tot pe teme economice, da. Merg discuțiile în momentul de față? Sper cât mai curând. Este foarte clar că avem nevoie de guvern în curând, dar în același timp, eu spun ce am spus și ieri. Dacă grăbim lucrurile, s-ar putea să nu facem o coaliție care să reziste pe termen lung. De aceea e foarte important să luăm decizii cele mai bune acum, să cântărim și să măsurăm de mai multe ori și să luăm o decizie foarte bună. Ați vorbit în aceste zile despre anumite majorări pentru pensii, salarii, despre care spuneau și socialdemocrații că ar trebui făcute de la 1 ianuarie. Dacă până în acest moment nu ați ajuns la un consens, există bani, cât de repede va fi gata bugetul, vor fi bani pentru aceste majorări promise? Sunt sigur că da. Vom avea un guvern și aceste lucruri vor fi făcute. Bugetul pentru anul viitor când ar putea fi gata din estimările dumneavoastră? Imediat ce vom avea un guvern. Chelemen Hunor spunea aseară că ar putea fi probleme cu plata angajaților din sistemul medical. Mai exact 74.000 de angajați ar putea avea probleme cu salariile până la sfârșitul anului dacă nu avem o rectificare bugetară. Nu cred așa ceva. Chiar am corectat, noi am plătit și foarte bine, în vară erau centre de vaccinare neplătiți de câteva luni de zile, plățile sunt făcute la zi, nu cred că vor exista probleme cu plata salariilor. Vreau să vă mai întreb, vă rog frumos, pe o altă temă, pentru că este o discuție. Acum facem un material despre situația laboratorului Larex. Ce știți dumneavoastră despre el? Care este situația? Nu am această informație, mulțumesc.